Mă duc. M-a stat de un an de zile. Copilul meu este dependent de metamfetamină. Acum e cu tatăl ei în cameră, închis în casă, de frică să nu iasă să ia de ochi. Acum 3 zile am fost internată cu ea în spital, legată de pat, sedată, ca să rezistă. Aceasta este mărturia unei mame ajunse la capătul puterilor. De aproape un an, fiica ei se confruntă cu dependența de metamfetamină. Deși a căutat soluții la toate instituțiile statului, dependența nu a dispărut. Sunt la capătul puterilor. Am încercat tot, timp de un an de zile. Am mers la psihiatrie, am făcut tratamente psihiatrice. Am internat în spital, am chemat poliție, salvare. Copilul meu de la metamfetamine este violent cu noi. Rupe tot în casă, se distruge pe ea. A fost un copil minunat. Problema este că n-am găsit soluții și de aceea sunt aici. Cele mai frecvente substanțe consumate sunt cele sintetice, iar 70% dintre consumatori sunt băieți. De vină sunt anturajul, dar și prețul mic al acestor substanțe. Chiar dacă acum își făcea efectul într-un mod plăcut, între ghilimele, care râdeam și ne distram și așa mai departe, totuși era parte de vinovăție acolo, nu aveam cum să o extrag. Anturajul a devenit ca o a doua familie pentru mine. Ei m-au învățat foarte multe chestii, printre care și consumul, dar DC-ul, care este foarte important pentru un copil și care era important și pentru mine, am ajuns să consider anturajul ca o a doua familie, pentru că acolo eu căutam respect, cumva căutam acceptare și căutam să fiu înțeles, căutam identitatea și valoarea, și lucrurile astea nu simțeam că le găseam în familie și simțeam că le găseam în anturaj. Specialiștii susțin că drogurile se consumă în toate mediile sociale și că totul începe din curiozitate. Sunt alți copii care așteaptă cu mare drag fiecare weekend și fiecare cabană ca să consumă frecvent. Și când întâlnești cu ei, prima remarcă este: eu nu-s dependent. La ultima oară când ai tras? Păi joi. Acum 2 zile. Și frecvența aduce foarte mult la dependență. Și lucrurile se întâmplă cel mai des chiar sub ochii noștri. Cannabisul e cel mai ușor. Nu există școală sau liceu în România unde să nu avem consumatori de cannabis. Din păcate, profii știu, și înțeleg că sunteți aici mulți profesori, știu directorii, nu fac nimic, nu anunță DICOT-ul, de teamă că na, e liceul nostru, vrem să avem probleme, școala noastră, nu vrem să avem probleme. În Cluj avem cel mai tânăr distribuitor 12 ani, cel mai tânăr consumator 10 ani. Specialiștii atrag atenția părinților să urmărească starea minorilor pentru a depista din timp comportamentul diferit al acestora. Schimbare bruscă a comportamentului, agresivitate neobișnuită, treceri de la veselie la tristețe, pierderea apetitului alimentar, pierderea interesului pentru școală, prieteni, hobby-uri, stare de somnolență, ochi iritați, tuse nejustificată. Heroina e substanța care creează dependență chiar de la început. Consumatorii sunt victime ale celor care urmăresc doar să câștige bani. În multe cazuri, substanțele sunt oferite la început gratuit, pentru că odată ce dependența se instalează, vor deveni cumpărători fideli.